Bucureștenii ar putea avea căldură abia peste 89 de ani, atât ar dura reabilitarea sistemului de termoficare dacă se continuă lucrările în ritmul actual, a scris pe Facebook deputatul USR Claudiu Năsui. Din cei 4.000 de kilometri de rețea, aproape 3.000 trebuie reparație. Ritmul mediu al reparațiilor din ultimii 9 ani a fost de 9 kilometri pe an. Primarul Nicu Șordan anunță pe Facebook a semnat pentru modernizarea altor 11 km din cei aproape 3.000 de reparat. În 2021 au fost coși la licitație 40 de km din această rețea. Primarul a profitat de ocazie să le ureze bucureștenilor un an nou mai bun și să aibă încredere că se face treabă bună la primărie. Nu doar în București sunt probleme, în țară oamenii se roagă pentru căldură la propriu un preot a sfințit instalația de apă caldă din Motru, 20.000 de de oameni. Nu au căldură și apă caldă de trei zile. Ce facem? O chemăm pe mama Omida? De mâine începe școala. Mai trimitem copiii la școală? Au scris localnicii pe pagina de Facebook a primăriei. În loc să suflăm în pum de frig, mai bine dansăm, un centru de arte din Glasgow instalează un sistem de încălzire care funcționează cu căldură generată de mișcare a celor care dansează. O soluție prietenoasă cu mediul pentru încălzirea spațiilor în care se organizează evenimente sau pentru pentru sălile de fitness. Ei, uite, așa îmi place să luăm exemplu de la Glasgow, că tot avem atâția petrecăreți în București, dacă cu metodele tradiționale nu suntem în stare, nu avem bani, să dansăm și să facem căldură. Uite, eu uh, o să le las stră-stră-stră-stră-stră nepoților mei uh, un răvaș pe care să le deschidă peste, cât am zis, peste 89 de ani să vadă dacă și măcar atunci acolo? politicienii României și-au ținut promisiunile. O să le scriu că peste 89 de ani ar trebui să fie gata rețeaua de uh, termoficare. Păi da, cărcotaj mai sunteți. Măcar acum s-a apucat omul să facă ceva. 30 și ceva de ani doar ne-am plâns. Am zis... Mh, avem cam multe avarii. Nimeni n-a mișcat un deget. Până acum. Asta e. Asta e ritmul ăștia banii cu care putem face. Ce vrei? Să nu facă nimic nici ăsta? Știi ce Încă cred eu? patru ani. Că Nicușor Dan este un vizionar care mizează pe încălzirea globală. Știe că se apropie și că nu mai trebuie să ne mai încălzească el, că ne încălzește planeta. Păi uite, nu vezi că vine ianuarie, gerul Boboteze și, și sunt 10 grade. Păi. Foarte bine. Bine că n-am chemat și noi preotul, să ne, să ne repare conductele în București.